Nu vă pot spune ce discuții s-au născut aici pe acest material. Ia zi, Valentin, cum urcăm căruțul în 311? Da, că nu poți, cu cel regal nu poți în portbagaj, trebuie să nu, să pac, la șofer, bună ziua, vreau în față, lângă dumneavoastră, că nu loc intră. Loc preferențial. Cu cine putem vorbi despre toate aceste lucruri, decât cu o mamă? Nu de un copil, ci de doi copii, de doi băieți. Ioana este alături de noi. Ioana, bine ai venit. Bine v-am găsit. Ce să vă zic despre căruțelele mele? L-am păstrat pe primul care l-am avut și pentru cel de-al doilea copil. Nenorocul meu a fost că cel de-al doilea copil n-a stat în cărucior decât în primele 6 luni. Asta ce înseamnă? Scuze-mi, eu n-am copii, nu înțeleg. Asta înseamnă că nu a vrut să stea în cărucior, nu puteam să-l plim cu căruciorul. Și atunci cum? În brațe? În brațe, în sistem de purtare. Bun, cum ai ales căruțul? Aș vrea să știu. Mamă, deci au fost nopți nedormite, stând pe site-uri de cărucioare și dezbătând cu soțul meu foarte intens. El vrea un cărucior foarte comod, ușor, adus din state. Puteam să-l aducem foarte greu, complicat. Am ajuns până la urmă la unul care arăta foarte bine, care ulterior s-a dovedit a fi incomod. Așa. Și mi-am auzit foarte multe vorbe frumoase, dar din cauza căruciorului ăsta. Deci, cu alte cuvinte, nu-l alegem după cum arată, ci nu. Trebuie să aibă o utilitate. Da, chiar trebuie să fie comod, să intre, să se strângă ușor, să intre ușor în mașină, să fie el ușor. Da. Deci sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le... Pot să întreb și eu ceva, Olivia? Da, te rog frumos. Vrei să ne spui ceva? Brusco, dar spun sincer. O nebunie cu copiii și mă sperii. Nu, dar să știi că sunt lucruri la care te gândești din timp, Valentin. Am dezvoltat acest subiect, dar nu acum. Ioana, doi băieți. Da. Ce înseamnă să fii mamă de doi băieți? Nu prea știu cum e să fii altfel de mamă. Mi-am dorit să fiu mamă de fată în ambele situații. Nu a fost să fie. Deci știu cum e să fii doar mamă de băiat. E frumos. Nu știu dacă aș ști să cresc o fată. Bun. Mergeți, nu știu, sunt activități sportive deja sau nu sunt? Sau sunt. Înțeleg că ei cu tine peste tot. Știu că mergi la tenis. Asta citeam despre tine și eu sunt cu squash-ul și m-a atras chestia. Băi, se duce la tenis, cât de tare, și ea și pe ea mici. A fost foarte tare pentru că m-am apucat de tenis la 2 luni, nu, 2 luni e mult, 1 lună după ce l-am născut pe Tudor, cel de-al doilea copil, și mergeam cu toată familia la tenis. Cu căruciorul, cu Filip cel mare și jucam. Ei erau pe lângă, a fost foarte drăguță perioada asta, acum finally mă duc singură, când apuc. Cât despre ei, Filip face sport, are 4 ani jumate, s-a apucat recent de parkour și îi place foarte mult. Deci eu tocmai am făcut o glumă cu parkourul, chiar am nimerit treaba cu parkourul. Da, e foarte încântat. Tare. E pasionat de supereroi, de Spider-Man, Iron Man, Black Panther, e nebunit și s-a apucat recent de parkour pentru că vrea să se cațere ca Spider-Man. Ioana, cum te descurci tu? Cum împaci viața de familie cu cariera profesională, nu? Pentru că ești full-time și colo și colo. Așa e. Am luat o pauză de 4 ani și după 4 ani mi-am dat seama că nu prea mai pot sta acasă și că e momentul să mă întorc pe platourile de filmare. A fost interesant momentul în care am început să filmez și copiii mei au început să fie bolnavi. Da, chiar s-a întâmplat recent o situație de genul ăsta. Au fost amândoi bolnavi, unul după celălalt. Toată noaptea stăteam la căpătuiul lor, luând febră, punând comprese și așa mai departe. Și a doua zi, la prima oră, eram pe platou. Și o zi lungă de filmare. Categoric, da. Și au fost 5 zile și 5 nopți intense. În a 6-a noapte, adică a 6-a zi după ce am venit de la filmare, am simțit cum mă ia febra, mă durea tot corpul și am zis clar mă ia gripa. N-a fost gripa, a fost de fapt o oboseală foarte mare. Am reușit să mă culc la ora 7 seara și până a doua zi dimineața am fost ok. Nu e ușor, dar e plăcut și e plăcut pentru că îmi place foarte mult jobul pe care l-am. La ce să ne așteptăm de la serial? Cât mai filmați? Noi filmăm ultimele episoade. Acum pot să zic, finally, mai sunt doar 11 episoade cu cel din seara aceasta, așa că fiți pe fază. Mai e puțin și noi deja începem să ne uităm în urmă așa cu... Cu nostalgie. Cu nostalgie, exact. Să ne vedem casele prin care am filmat, să ne luăm la revedere de la personaje, de la unele din personaje. Apropo de personaje. Da. Te regăsești cumva în personajul pe care îl joci? Da, folosesc aceleași încălțări. Glumesc. Da.
Deci Iza, sunt anumite... Iza are vulnerabilitatea mea și mi-a plăcut să-i ofer chestia asta ei, cu toate că ea e o persoană destul de dură și tăioasă și de multe ori antipatică. Am zis că ar fi foarte fain să-i dau o vulnerabilitate vizibilă. Foarte drăguț, Ioana, mulțumim, îți mulțumim din suflet, Ioana, că ai fost alături de noi. Și te mai așteptăm. Avem să mergem.